Doresc să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre de a fi împreună cu noi la seară, așa cum spuneam și Ionel, de excepție la Areopagus. E a doua excepție, că mai am mai multe excepție de genul ăsta cu prezența domnului ministru aici. Este o bucurie deosebită pentru mine, o onoare deosebită pentru mine să salut din nou în mijlocul nostru pe domnul... să încep cu numele mai întâi și după aceea pot să funcțiile. Teodor Baconski, funcțiile sunt trecătoare. Teodor Baconski, ambasador, fost ministru de externe a României, teolog, poate în primul rând, un om care este cu adevărat implicat în procesul de reflexie asupra rolului, locului creștinului în societatea contemporană. Înainte de a-i da cuvântul domniei sale, salut pe toată lumea de aici. Aș vrea să salut în mod deosebit musafiri de foarte departe, unii chiar de dincolo de graniță, nu atât departe, dar dincolo de graniță. Ambasadorul Marius Lazurcă, la un moment, în momentul acesta, ambasadorul României la Budapesta. Salut profesorul Carpinski de la Iași, profesorul Gabriluță cu soția, cu doamna Gabriluță de la Iași, profesorul Boar de la Cluj, profesorul Ștefan Cioculescu de la București. Suntem cu toții aici, onorați de prezența dumneavoastră. Toți ceilalți, majoritatea vă cunosc ca membrii Areopagului, unii noi, urând tuturor bun venit. Și sperăm că va fi o seară de neuitat la Centrul Areopagus. Despre Teodor Baconski, prezentul nostru aici spune multe, înseamnă că știți deja destul de multe despre domnia sa. Este specialist în antropologie teologică cu studii doctorale la Sorbona. Așa cum spuneam, un intelectual activ, un intelectual public. Cei care îl urmăriți pe Facebook vedeți cât de puternic este implicat în viața cetății și în acel mediu. A scris și o carte despre, cum îi spunea Fabrica de narcisism. Este om care scrie la intersecția gândirii profund teologice cu societatea, cu viața cetății. Îl admir, pardon, domnul profesor Gabriel, să te rog, e locul meu soție aici, bună seara, bun venit. Este unul dintre cei intelectuali publici care găsește ca necesar exercițiul acesta al reflecției cu voce tare asupra identității creștine în lumea contemporană. Și de aceea cred că Areopagus este unul dintre locurile cele mai potrivite din perspectiva mea pentru o întâlnire cu domnia sa. Este locul acela în care tocmai asta încercăm să facem, să gândim la ceea ce înseamnă identitatea creștină pusă în viața de zi cu zi. Ce înseamnă să fii creștin în perioada seculară? E vreo diferență? Suntem creștini de duminică, ne mulțumim cu participări la slujbe religioase o dată pe săptămână sau o dată pe an sau de două ori pe an. Ne mulțumim cu simbolistică religioasă sau încercăm să gândim mai mult ce înseamnă propria identitate creștină. Teodor Baconski este unul dintre intelectualii care ne ajută foarte mult, pe mine cel puțin, în a gândi lucrurile acestea, în a reflecta asupra propriei noastre identități, propriei noastre implicări în viața cetății. Și din cauza asta, cel puțin eu sunt foarte bucuros că ați spus invitației noastre de a fi cu noi. Ești cred că a doua sau treia oră aici? A doua oră. Suntem onorați de prezența ta aici și fără să mai lungim noi, îți dau cuvântul. Nevoie oare? Da, cred că da. Dar cred că se aude. Era ok așa? Și așa e bine și pe masă. Și pe masă se aude. A, și... La urmă. Da. Bună seara tuturor, îi mulțumesc creșterea lui Silviu Rogovede pentru prietenia consecventă pe care ne-o arată. Vă mulțumesc pentru că ați lăsat orice altă activitate pentru a ne întâlni aici, astă seară. Cu ani în urmă, când debutam oarecum în viața cetății, eram biografic și conceptual legat de mari ore academice și nu-mi vindecasem timiditatea, astfel încât de câte ori apăream într-un context
socială și trebuia să demonstrez că mă pricep la ceva, pregăteam un text pe care ulterior îl citeam pur și simplu ca coadă, ne dându-mi seama cât e de plicticos un om care nu are suficientă spontaneitate pentru a captiva măcar și 50 de minute un auditoriu spunând ce are de spus în mod mai puțin calculat, mai puțin programatic, mai puțin riguros. Această formă de emancipare în raport cu textul prestabilit se probește destul de bine și cu vocația noastră pentru improvizație, pentru abordările impresioniste, pe care nu o încurajez. Mi-aș fi dorit, ca și alți intelectuali români, să avem mai multă producție sistematică, să fim mai riguroși, să încheiem dicționarul limbii române sub egida Academiei, să avem mari opere de sinteză, enciclopedii, să avem creatori de opusuri monumentale, poate Mircea Mihăiești cu recentul lui volum copleșitor despre Ulysses al James Joyce, vine să ne demonstreze că există și acest filon granitic în cultura noastră, altfel dominată și în cazul meu de eseistică. Eseistica ceva decât umilința sau neputința de a ajunge la sistem. Totul e sub semnul tentativei, al incursiunii punctuale. De aceea am introduc reflecția comună, înainte de a deschide dialogul la care mă aștept, cu aceste considerații, ca să înțelegeți că ceea ce se pierde în rigoare expozitivă se câștigă în autenticitate personală și în ceea ce sper să fie forța persuasivă a unei mărturisiri. Reflectam în drum spre întâlnirea cu dumneavoastră la propria mea istorie, care este și existențială și culturală, propria mea istorie a relației mele cu creștinismul. Am încercat să fac o anamneză și să mă aduc aminte în ce condiții am socotit că, dincolo de botez, sunt un om care se ocupă, care se lasă ocupat de problematica revelației, de substratul creștin al civilizației euroamericane, de tradițiile, de expresia tradiției creștine cu toată diversitatea ei profesională în spațiul românesc și așa mai departe. Deci am rămas tot timpul, toată viața, preocupat de creștinism. În sinea mea, în manifestările culturale, intelectuale, librești, în comunicarea socială și, de multe ori, în propriul parcurs profesional, dacă ținem cont de faptul că, asemenea lui Marius Lazurca, am fost și ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun. Totul a început în momentul în care, la adolescență, orice om se confruntă pentru prima dată cu întrebările permanente. Întrebările filozofice, întrebările care nu-și găsesc un răspuns definitiv niciodată și, prin urmare, recad în sarcina fiecărei generații și a fiecărui individ. Nu am avut o religiozitate indusă, obligatorie, încadrată, familial, deși descind dintr-o destul de lungă serie de oameni ai altarului, oameni ai credinței, oameni care l-au slujit pe Iisus Hristos. Comunism terminal, ateism factual sau și oficial asumat de acel regim politic,
puțină informație la începutul și la sfârșitul anilor 10 despre tradiție. Opțiunea mea pentru teologie a fost deja o frontă antisistemică, un mesaj către mine însumi, nu vreau să mă las educat, deformat, confiscat, nici de propaganda oficială a regimului, nici de religia lui ideologică, ca să spun așa, marxism-leninismul, și preocuparea de filozofică, deci cea legată de cine sunt, de unde vin, ce pot spera, care este identitatea mea, ce mă deosebește de oricine altcineva, ce este adevărul, nu? Sunt aceste întrebări structurante pe care orice inteligență trezită la viață le formulează, într-o formă sau alta, nu contează foarte mult, ele rămân esențialmente întrebările care ne bântuie, care ne ocupă gândirea, viața lăuntrică și până la urmă, care ne definesc profilul personal. E, marea mea șansă pe care o numesc cu acest termen păcând, șansă, hazard, noroc, ea a fost de fapt o micro-revelație precedată de descoperirea câtorva filozofi și gânditori religioși ruși, în special în exil, nu neapărat ortodoxi, mă gândesc la Nicolae Berdiaev sau Lev Shestov, pe care am citit procurând ajutorul unui anticar, clandestin, câteva dintre operele lor fundamentale, în marginea acestei prime bibliografii teologice stăteau și oameni care nu aveau legătură cu tradiția creștină, inclusiv Henri Bergson și așa mai departe. Dar pe baza lor, conturându-se interesul meu pentru gândirea filozofică, s-a întâmplat să am un moment pascalian, am zis eu, un moment în care pur și simplu am avut într-o manieră indicibilă, inefabilă, fulgurantă, conștiința că Dumnezeu este. Un moment de raptus mistic pe care din smerenie sau răutate l-am relativizat a posteriorii, pe care l-am de-a cărui singularitate m-am îngrozit, pentru că el nu s-a reprodus, n-a devenit o întâlnire periodică cu transcendentul, dar cert este că m-a marcat definitiv. Acel moment consumat în inevitabilul prozaic al vieții cotidiene, la capătul unor discuții cu cel mai bun prieten al meu din liceu, într-un apartament odios din cartierul militar, în apartamentul unor medici, a rămas pentru mine crucial. Pentru că nu l-aș putea compara, în ordinea căutării unor certitudini, cu nimic altceva din viața mea. Momentul în care am simțit că Dumnezeu este, nu există, este, a fost și pentru mine micul moment taboric, micul moment mare, care de fapt m-a subjugat irreversibil. Pentru că nimic, niciun alt tip de discurs, de experiență, de lectură, nu a mai putut clinti această certitudine. Tocmai pentru că n-am putut-o analiza până la capăt, tocmai pentru că m-am putut dispensa, de fapt, de orice analiză. Deci aveți în față un om care a parcurs sui generis un soi de drum al Damascului. Ulterior, lucrurile s-au așezat tactic, pentru că pasiunea pentru filozofia a continuat să fie alimentată de lecturi din ce în ce mai ample.
Și drumul de la filozofie la teologie, prin intermediul imensei literaturi patristice, adică a literaturii creștine din primele două veacuri, a devenit cumva normal. Nu mă consider un mărturisitor, nici teolog. Dacă mi se spune teolog, pentru că am absolvit facultatea de teologie, formidabilul meu simț al autenticității se manifestă violent, groaza de impostură începe să mă terorizeze și pur și simplu nu mă, așa cum spuneam ieri seara la lansarea recentă de cărți, venind vorba, că nu m-aș fi văzut niciodată în postura de judecător care condamnă oameni, la fel, nu, se pare că n-am avut vocația, deși ortodox prin naștere, vocația preotului sacerdotală, pentru că și nici pe cea monastică cu care am cochetat la un moment dat, pentru că mi se părea că devin prea explicit, prea ușor de citit din exterior, prea încadrat instituțional, într-o formă care nu mai poate evolua și mi s-a părut că orice astfel de angajament declamatoriu e o capcană existențială și o formă de anelare. Nu am niciun fel de problemă cu cei care au făcut acest pas și care, de exemplu, defilează prin lume cu eticheta, cu cartea de vizită de teolog, de preot, pastor, slujitor al cult creștin și așa mai departe, dar am rămas cumva într-un no man's land, adică în ideea că adevărata cruce este cea a căutării care continuă, nu a căutării care s-a încheiat într-un fel de contract cu cineva, indiferent cine ar fi acela. Și de asta cred că o reflecție despre rolul creștinului în cetate trebuie să țină cont cumva și de, sau dacă mă ascultați astăzi seară, să nu aveți sentimentul că sunt aici într-o ipostază abuziv-predicatorială, că am de dat lecții cuiva sau că mă simt într-un fel îndreptățit moral să recomand sau să evaluez sau să condamn, cu atât mai mult. Creștinul în cetate e creștinismul în istorie. E un fenomen bazat pe o revelație originară a faptului că adevărul e o persoană și nu un lucru. Asta este, de fapt, aceasta este diferența fundamentală introdusă de creștini și care este istoric și metafizic insurmontabilă. Toate filozofiile și spiritualitățile au recomandat căi de eliberare din carcera materiei, a păcatului, a vinovăției de a fi, a limitelor cunoașterii și așa mai departe, au recomandat căi de îmbunătățire, adică de progres moral, de solidaritate, s-au aventurat pe terenul unor ipoteze cosmogonice și cosmologice, au încercat să explice lumea, deci s-au însumat ca pseudofilozofii sau variante ale reflexului de a filozofa. Creștinismul are o singularitate ireductibilă prin faptul că ne spune că adevărul e întrupat în persoana lui Iisus Hristos. Nu e un discurs, nu o narațiune pe care deconstructiviștii moderni, postmoderni să o demonteze, e o persoană. Probabil că legătura mea cu adevărul întrupat este și secretul banal, nemeritos al consecvenței de a nu mai căuta adevărul în formule, în discursuri, în mituri, în
reprezentări în sisteme ideologice, politice, filozofice sau de altă natură, pentru că adevărul este un eveniment interpersonal. Este o stare de comuniune. Este legătura pe care, atât cât mă pricep, atât cât mi se dă, o stabilesc cu o persoană. Acest lucru e pentru mine mai mult decât o consolare. E o certitudine care se leagă de momentul acela epifanic original. Nu numai că Dumnezeu este, dar Dumnezeu are un chip. Și acest chip este cel al singurului mediator între divin și uman, singurul care a reunit cele două registre ontologice în propria persoană și singurul care, dacă e să îi urmăm pe de o parte învățătura și dacă e să rămânem într-o legătură vie cu el, nu prea e un om al cetății. Pentru că, în definitiv, Mântuitorul Hristos, așa cum este el descris în Evangheliile canonice și trăit sau comentat deja de prima sa generație de ucenici, era, tehnic vorbind, homeless. Nu a avut un domiciliu fix. Nu a deținut, pretins sau obținut vreo funcție. Nu a străbătut mereu un spațiu interurban, un drum către cetățile Galilei și așa mai departe, întâlnindu-se mereu și privilegiind într-un fel relația cu marginalii, cu fie ei de alt neam, fie cu femeile care aveau, după cum știm cu toții, o condiție subalternă și cumva periferică în regnul patriarhal al teocrației judaice. Și deci nu este ceea ce au făcut unii din el. Un revoluționar, un om care răstoarnă, nu așa cum s-a spus, ordinea nedreaptă a dominației romane, cineva care e un fel de văr mai pașnic al Macabeilor sau altor figuri purtătoare de pumnal și de forță a contestației directe. Nu. Deci, persoana adevărului nu e de găsit în centrul unei cetăți, în ciuda faptului că avem episoade care îl arată pe Hristos predicând în templu și încă cu o precocitate semnificativă, dialogând cu autoritatea, fie ea judiciară, militară, sacerdotală, și intrând, de altfel, într-un soi de polemică, nu? Cu aceste forme ale religiozității instituționalizate, care e deja pietrită și care nu mai are prea multe surprize de oferit. Deci e cineva care mai degrabă scapă. Nu e acolo unde te-ai aștepta în funcție de adevăratul lui statut. Dumnezeu făcut om. Intermediarul absolut între firea umană și natura divină. Prin urmare, două milenii de creștinism s-au așezat puțin câși, aș spune, alături de acest arhetip, această paradigmă. Cunoașteți cu toții că au existat și continuă să scrie în acest plan oameni care spun fie că aportul paulin la nucleul original al Învățăturii lui Hristos, așa cum este ea consumată în cuvintele Domnului, fie intrarea Bisericii în era constantiniană, deci întâlnirea cu politicul, cu cezaricul, și au zis unii captivitatea babilonică în care Biserica intră odată ce se identifică cu puterea imanentă, cu puterea politică, militară, cu
puterea strict umană, dar eu n-am să confirm sau să n-am să infirm ipoteza că, de fapt, creștinismul a luat-o pe căi greșite. A luat-o exact pe căile pe care trebuia să le umple, pentru că nu putea să facă istorie fără să intre în cetate, fără să își judece un teritoriu misionar, fără să se organizeze eclezial, fără să aibă un cod, nu, să zicem, canonic, instanțe de judecată, tot ce ține de creștinismul organizat, de religia organizată. Nu ar fi putut rămâne descărnat, separat de istorie, de cetate, de politic, de misionarismul care se sprijină și pe științe și pe forța militară a imperiilor creștine și care într-un fel sau altul răspândește, globalizează Evanghelia. Pentru că, în fond, cam asta s-a petrecut în cele două milenii care ne despart de viața pământească a fondatorului, a temeitorului. De aici au decurs și problemele cu care ne confruntăm astăzi, care nu sunt noi, sunt reciclate. Putem găsi astfel de tensiuni în alte spații și timpuri. Nu e ceva complet inedit să te întreb ce loc are creștinul în cetate. Și dacă mergem cu gândul înapoi, în veacurile paleocreștine, constatăm că există o ambivalență. Ai creștini în ipostaza martirică, de oameni care sunt atât de radicali împotriva sistemului, împotriva establishmentului, a religiei civice romane, a autorității semidivinizate a Cezarului, a politeismului ca religie acceptată, cu toate sincretismele ei. Deci ai această ipostază și ai, în realitatea descrisă de apologeți și de primii părinți ai Bisericii, și creștinul care vrea să devină una cu cetatea, creștinul care e cetățean roman, suntem noi cetățeni și ai Uniunii Europene, care nu vrea să iasă în evidență, care spune, noi creștinii nu ne deosebim cu nimic de restul cetățenilor și Imperiului și nici nu vrem să fim. Avem cu toții de gestionat faptul că în două milenii creștinismul a devenit însăși civilizația, însuși cadrul nostru de viață. Nu mai poate fi distins de ce a difuzat principiile, valorile, sensibilitatea atât de mult în capitalitățile societăților noastre, încât e, mă rog, ca faimoasa camuflarea sacrului în profan la mici vede, a devenit irecognoscibil. E un creștinism de la sine înțeles, un creștinism care a devenit cumva latent, tocmai prin omniprezența lui îndelung rotată și erodată, istoric, și de multe ori trebuie să răstălmăcești datele imediate ale civilizației noastre ca să mai găsești rațiunea unei mărturii sau unui militantism creștin. Pentru că el e acolo. Gândiți-vă, faceți un exercițiu de contraintuitiv și contrafactual. Încercați să vedeți cum ar fi evoluat istoria, hai să zicem, apropiată de noi, cea din jurul Mediteranei. Dacă Iisus Hristos nu s-ar fi întrupat. Dacă nu ar fi existat. Nu? Și veți vedea că, practic, nu puteți reconstitui nimic asemănător cu civilizația noastră. Nu e vorba doar de a scoate imaginar de pe hartă abațiile romanice din Normandia sau bunăstirile din
Irlanda sau catedralele gotice sau să vă imaginați Roma fără salba marilor biserici sau micilor biserici sau, nu știu, Palermo fără mozaicuri și așa mai departe. Nu, e vorba de cadrul filozofic, juridic, civilizațional, tot ce definim ca civilizație europeană, odată ce îți imaginezi ce s-ar fi întâmplat fără acest eveniment periferic în Palestina biblică, nu? Cu aparent un profet destul de obscur, care are niște ucenici porniți așa în niște călătorii misionare și care aveau nimic de partea lor în fond. Puteau fi foarte bine, așa cum a fost Sfântul Pavel în Areopag, ridiculizați și trimiși la plimbare, cu toții și definitiv. Nu ne putem imagina fără această fecundare a istoriei de către creștinism, nimic din ce constituie viața noastră. Noi poți să faci tot felul de ipoteze, că, de exemplu, politeismul păgân, care era compromis de critica filozofică sau de diversele forme de ateism și materialism, s-ar fi sublimat și salvat pe sine într-un fel de spiritualism apropiat de monoteism, să zicem, nu? Dar ce s-ar fi ales până la urmă? Cum s-ar mai fi constituit consensul civilizațional? Pe baza mitraismului? Nu, era o religie exclusiv masculină și militară, ca zonă. Pe baza neoplatonismului? Nu, era în concurență destul de feroce cu alte curente și spiritualisme și mai departe. Doar pe baza gnosticismelor? Faceți acest exercițiu și veți vedea că creștinismul a devenit a doua noastră natură. Că e, de fapt, ceea ce stă în spatele a tot. Mă refer la marele eșafodaj hermeneutic, simbolic, dispozitivul nostru simbolic de a înțelege lumea, de a o ierarhiza, dispozitivul nostru moral, dispozitivul nostru lentila prin care realitatea însăși devine inteligibilă. Noi n-am fi putut să fim cei oamenii Europei secolului 21 dacă creștinismul nu ar fi operat modelând și confiscând până la urmă cele mai mici detalii din modul nostru de a simți, gândi, de a ne raporta cu alții, de a ne codifica etic și juridic valorile, de a păstra ordinea socială, de a ne reprezenta etajele sau registrele realității și așa mai departe. Ori, acest travaliu e atât de profund, a devenit semiconștient. Nu mai este legat de o... decât de o conștiință patrimonială, istorică, de o memorie colectivă destul de difuză, care ne înglobează, dar care nu ne mai dă un modus vivendi explicit creștin. Și din același motiv au apărut după mine și divergențele de interpretare cu privire la ce este modernitatea. Adică, în esență, marea confruntare dintre gânditorii care susțin că modernitatea auroral pregătită de renaștere și accelerată prin reforma protestantă, apoi pecetuită politic prin ruptura revoluționară franceză și prin apariția religiilor seculare politice din veacul 20, ar fi ceva de natură cumva demonică și care desfide și încearcă să distrugă ordinea creștină. Și ceilalți care spun, nu, tot ce s-a întâmplat decurge din ordinea creștină și se poate explica prin ea, cu toate derivele pe care trebuie să le notăm ca atare, pe care trebuie să le supunem unei critici filozofice, dar care arată că, de fapt, istoria de la întrupare încoace, își păstrează coerența de ansamblu și noi avem, ca generație creștină,
obligația de a compune cu acest decor istoric, de a ne acomoda, de a nu-l demoniza, de a ne adapta și mărturisirea de credință, și trăirea, și discursul, pentru că nu suntem într-un război cu noi înșine, ci nici cu istoria, ci producem acea istorie pe care Evanghelia, într-o logică de emancipare graduală a individului, n-a făcut decât să o pună în operă. E, aici, francamente, nu am o... oscilez și eu între cele două mari interpretări ale modernității. Ceea ce mă pune pe gânduri, pentru că nu știu cum să fac media dintre ele. Nu știu unde să caut compromisul. Pentru că una este să spui a fi creștin înseamnă deja a urca fluviul timpului împotriva direcției de mers, sau și alta să spui nu, creștinismul meu e datat, e desuet, e conservator în sensul prost al cuvântului și eu trebuie să fac niște eforturi de aggiornamento, de ajustare, de conciliere cu modernitatea, cu tot ce implică ea, de pildă sistemul de separații pe care se bazează orice democrație, între politic și secular și spiritual, între statal și civic, între puterile, cele trei puteri și așa mai departe. Există o capcană a comunității creștine vii care se autojustifică. De pildă, când ești între creștini asumați, fiecare trăindu-și mărturia într-o biserică, totul devine subînțeles. Nu facem decât să ne confirmăm unii altor această identitate și să mizăm pe ea, ca pe o formă de confort. O formă de conviețuire comodă, până la urmă, care pune în paranteză restul lumii. Creștinismul are, în toate expresiile lui confesionale, această formă, să zicem, cumva uterină de învăluire a fiecărei comunități în ea însăși, în această placentă. Și în felul ăsta ne dăm un răspuns, poate fals, la întrebarea mai trebuie creștinul să facă misiune în propria societate? Sau trebuie să spună fiecare după ce a apucat, eu sunt ortodox, acela e baptist, acela e penticostal, acela e catolic, acela e anglican și așa mai departe. Și ne vedem fiecare de mica bulă, ca aceste bule virtuale care s-au creat pe rețele de socializare și ne uităm chiorâși la lumea din afara bulei noastre, considerăm că dreptatea, adevărul, justiția, justiția morală ajută, se află de partea noastră. Privim tot ce excede acest perimetru ca cu un ochi sever și cu subînțelesul că dacă nu se face pasul peste graniță în bula noastră, nu e în regulă și că acela e ori un fals creștin, ori o jumătate de creștin, ori un creștin rătăcit, ori pur și simplu un străin, cum apare ateul sau agnosticul sau cineva care e în afara bisericii, în sens cumva etimologic, adică în afara adunării, care era reuniunii mele, unde eu mă identific cu oameni care sunt like-minded, ne confirmăm reciproc, suntem deosebit de confortabili în credo-ul nostru fix. Englezii spun holy heart. Și aici, a face sau nu misiune în cetatea în care trăiești, e o întrebare la care trebuie să dăm un răspuns. Nu e gata făcut, nu e simplu de dat, pentru că ați trata concetățenii, compatrioții, contemporanii ca pe o terra missionis, implică foarte multă prezumție, aroganță, implică o prejudecată a celorlalți.
care poate nu fac decât să trăiască creștinismul implicit pe care l-a fondat și stratificat civilizația care îi aparține. Nu poți să avansezi către ideea unității creștine dacă nu dai un răspuns la această întrebare. Trebuie creștinul contemporan să facă misiune în propria cetate? Să plece în cruciade de imaginare, să convertească vecinul de bloc, de bancă, la școală, colegul de facultate, colegul de cancelarie, care este un agnostic simpatic, dar totuși nemântuit. Ce facem? Care este formula pe care visăm? Trebuie să demonizăm tot ce nu ne seamănă și să considerăm că aceasta este forma de mărturie pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi? Sau trebuie să vedem că însă și apartenența noastră existențială la creștinism presupune o convertire permanentă? Adică o evitare a apostaziei de facto. O încercare de a te menține la suprafața unei relații vii cu Dumnezeu, dar și în adâncimea ei. Nu? Ori ce ne pândește până la a da un răspuns cu privire la adecvarea unei atitudini misionare în cetate, este această autosuficiență a fiecăruia, în care se zidesc creștinii de diferite confesiuni, discursul autojustificării, sunt de partea bună a lucrurilor și așa mai departe. Ori, dacă nu era destul de complicată viața și condiția mărturisirii creștine în modernitatea târzie, lucrurile nu se opresc aici. Există și alte întrebări mari în suspensie. De exemplu, o apologetică creștină trebuie să se armonizeze cu produsele intelectuale ale științelor tari, fizico-chimice, microbiologice, cu neuroștiințele, cu tot ce, într-o formă sau alta, transformă peisajul intelectual al umanității euro-americane în secolul 21? Sau procedăm ca peste ocean, unde fiecare stat decide dacă pune capitolul darwinist în manual sau nu. E și aici un alt registru care totuși ne interpelează. Trebuie să dăm cu toții, în calitatea noastră de creștini, indiferent de apartenența profesională, un răspuns și la asta, și acest răspuns întârzie, pentru că am intrat cu toții, cei care ne asumăm explicit o identitate creștină, într-o logică defensivă. Până la urmă am dat un răspuns și nu două sau ceva la mijloc cu privire la modernitate. Modernitatea e ruptură și îndepărtare de Dumnezeu. De fapt, gândim așa. Ăsta e fondul. Suntem conservatori și priviți ca atare în societățile noastre, adică oameni ai trecutului, oameni ai defensivei, oameni care ar vrea un statut voante, care nu știu cum să facă să ne întoarcem înapoi în perioada aceea, desigur, idealizată, în care ne imaginăm că exista o singură credință, că toată lumea era la fel de pioasă, la fel de virtuoasă și convinsă de un adevăr unic. Și tema asta, deci felul în care idealizăm, așa zisul, trecut creștin, se poate demola prin știință istorică și se poate demonstra în fel și tip că niciodată n-a fost unitar creștinismul. Că nu s-au produs aceste lucruri doar de la Marea Schismă, să zicem, trecând prin
centrifuga reformei în secolul XVI. Că și creștinismul primului mileniu era extrem de eterogen, că traducerea culturală a universurilor microecleziale în funcție de regiuni, limbi, tradiții, culturi, era foarte dificilă, că și atunci existau echivocuri și ambiguități, greșeli de traducere care duceau la disensiuni dogmatice, la rupturi, la microschisme și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, nu prea ține să apărăm schema în care ne bagă caricaturi și ne caricaturizează adversarii sumari ai creștinismului. Mai conservatorilor, voi vreți ca nevul mediu. Nici măcar nu vrem ca nevul mediu, pentru că, pur și simplu, realitatea deja documentată prin mari izboare ne demonstrează că nu avem ce idealiza în trecut. De fapt, condiția omului pelerin, în raport cu învățătura cu nucleul cristic, a fost totdeauna la fel de accidentată, de centrifugală, de supusă unor tensiuni de toate felurile și în orice caz supusă unor erori strict umane, de decizie, de politică, legate de păcatele capitale, ca să zic. Dacă mă întrebați, că totuși mă gândesc că așteptați un soi de răspuns, dar cum văd eu chestia asta, eu mă pronunț pentru o mărturie creștină competentă, inteligentă, cultivată, cât mai educată, cât mai nuanțată, nu relativistă, dar care stă decomplexat în dialog cu non-credința contemporană și cu științele, deopotrivă. Și reprezentanților profesional și instituțional. Un creștinism de ghetou defensiv, autorepliat, non-dialogic, autojustificat, autosuficient, din ce în ce mai sectar, nu mi se pare o soluție demnă de religia Logosului, demnă de cuvântul creator însuși, care structurează civilizația, spiritualitatea, psihologia noastră socială și personală și tot ce ne definește ca oameni ai creștinismului, în sensul cel mai amplu al cuvântului. Nu sunt nici pentru un ecumenism metaconfesional sau supraconfesional relativ, în care ne relativizăm reciproc cu identitățile fasonate în istorie și dăm într-un pietism sentimental, coagulant, fără frontiere și fără fizionomia lui, reducând totul la dogma cristologică și cea trinitară. Am auzit adesea acest cel mai mic numitor comun al tuturor profesiunilor creștine, care de fapt trebuie să ne unească, întrucât există pericole exogene, pericole de tipul, nu știu, cei care sunt obsedați de islamizarea iminentă a Europei, de, sau de dizolvarea iremediabilă și probabilă a creștinismului într-o societate hedonistă, consumistă, relativistă, agnostică, atee, demonică, fără spiritualitate, în care medicina, moartea apare ca un accident medical, până când nu vor mai exista accidente medicale. Pentru că se pare că, în curând, celule STEM, nu știu, se întâmplă ceva, nu numai că eradicăm toate maladiile mortale, dar începem să ne schimbăm, să producem atâtea piese de schimb, să, nu știu, să imprimantele 3D vor produce ficați funcționali, vom fi toți niște matusalemi nevrotici, plictisiți, care se exilează pe alte planete, care încearcă să formeze colonii astrale și așa mai departe. Mai cu seamă că robotizarea completă a economiei anunță un eon de non-activitate pe care vom umple prin
chestii imanent umanitariste, antropocentrice, convinși că ne-am atins potențialul și că e momentul să inventăm post-umanitatea, să creăm ceva care, față de care Homo sapiens este el însuși o ființă primitivă și așa. Distopiile astea care au devenit monedă curentă în maculatura sau chiar în superliteratura științifică de popularizare a științei și mai departe, încep să ne colonizeze imaginarul creștin și nu prea avem un răspuns la treaba asta. Eu aș vrea cu un fel de impuls joachimit să îmi imaginez o renaștere a teologiilor creștine. O sinteză a științelor, pentru că această obsesie a unității științelor continuă să lucreze pe dinăuntru epistema occidental, care să aibă în centru sau în limbajul ei teologia. Nu ne referim acum la modul paseist, la o nouă aservire a științei de către teologie, ci pur și simplu la o evoluție intelectuală pe care creștinismul nu văd de ce n-ar stimula-o și n-ar îngălbui-o. Nu văd de ce ne-am opri cu sentimentul că nimic nu mai poate fi creat fundamental nou și inspirator pentru toată specia umană în coordonatele creștine. Sigur că e un moment de mare răscruce, istoria s-a accelerat, avem cu toții sentimentul că nu-i mai facem față, că lucrurile se petrec atât de rapid încât mintea noastră procesează prea lent tot ce se întâmplă și că semnificația adâncă a fenomenelor pe care le suportăm și pe care le inspirăm ne scapă, începem să delegăm către cloud și mega-servere și forme de inteligență artificială cantitatea, într-adevăr, uluitoare de informații care s-a acumulat, e accesibilă și care ne inhibă cunoașterea, pentru că e prea multă. Nu poți face față. Chiar dacă ești echipat cu criterii și are un discernământ care ierarhizează informația, care discerne, nu, între esențial și accesoriu, tot te simți copleșit, te simți prea mic în fața producției intelectuale pe care, iată, nu numai că o avem la îndemână, digitalizată, deci oricând, dar și care pune ne pune în situația de a schimba misiunea culturii. Oricine știe că culturile omenești, nu doar în orizontul creștinismului, s-au constituit ca luptă împotriva uitării, ca metodă eficientă de stocare a informației necesare pentru perpetuarea ordinii sociale a unor experiențe semnificative și așa mai departe. Problema e rezolvată. Iar noi nu știm de ce mai se produce cultură. Pentru că marele pericol existențial al amneziei, al pierderii de substanță care te face să nu mai știi cum se construiește un pod, o instituție politică, cum se păstrează ordinea într-o societate complexă, etc. Deci asta era funcția de substrat sau de adâncime a culturii. Hermeneutica, transcrierea textelor, stocarea informației, bibliotecile, toate aceste lucruri erau forme de conservare a unei memorii care salvgardează esențialul umanității din noi. Problema asta deja nu mai există tehnic și noi nu avem un răspuns filozofic de acompaniere acestei noi etape în care au intrat de fapt toate culturile, care riscă să se folclorizeze, să devină diorame turistice, să fie un fel de muzeu al omului în care totul e echivalent cu totul și totul se poate schimba cu orice și un mare bazar, așa, care și în spatele lui aceste bănci de date la fel de triste plutind într-o derivă cosmică, precum paginile de Facebook ale defunților.
care nici juridic nu sunt încadrate și, și ce rost mai au și ce formă de supraviețuire asigură, spectrală, cumva prezentă, macabru, prin, macabră prin, prin forța ei evocatoare. Deci, e adevărat, inventarul problemelor noastre este foarte complicat, dar nu cred că soluția falansterului creștin, pe care culmea cumva o sugera ca metodă de antialienare la sfârșitul eseului meu despre Facebook, deși e practicat, sunt tot mai multe microsocietăți sau comunități locale care cultivă mitul debranșării, a deconectării, de la rețea, care zic noi trebuie să ne regăsim într-o comunitate mică, vie, umană, autentică, autarhică, producem totul, bio, și scăpăm, se poate. Deci asta este, să zicem așa, strategia noahitică, de tipul arcă. Urcăm esențialul pe arcă și putem trece dincolo de, de potop. Creștinismul, exprimând indicibilul în persoana lui Hristos, ne-a și dat un text al Sfintei Scripturi care conține totul și contrariul la tot. După cum știți foarte bine cei care citiți și studiați Scriptura, poți găsi argumentul pro și contra, dacă nu la același autor și în, în același loc, în locuri diferite și la autori autor diferiți. Toate stau la o altă pentru că sunt inevitabil paradoxale, ambigue, ambivalente, menite să fie, să depășească dicotomiile obișnuite ale logicii formale și așa mai departe. Bun. Deci și aici se confirmă felul meu, dacă de a înțelege creștinismul pe modelul și, nu sau, sau. Nu-mi place că în momentul în care simt că ceva e exclus, simt că ies cumva din darul sintezei cristice, din capacitatea de înglobare a acestei religii unice și numai prin, prin capacitatea, ci și prin datoria ei de a îngloba. Ori treaba asta face obiectul unei pedagogii, nu știu în ce măsură ierarhia diferitelor biserici, comunitățile la firul ierbii, oamenii confruntați cu naveta asta între o viață aparent secularizată complet și nevoia de sacru, nevoia de experiență, de depășire, de sfințenie, de purificare, de comuniune, mai pot accepta povara acestui și. E mult mai comod sau. Majoritatea dintre noi facem opțiuni exclusive. Scoatem de lista de pe Facebook orice, orice contradictor. Ne vedem propria biserică ca cu o pleromă care nu are nevoie de niciun de raport din afară. Astea sunt tactici de teritorializare care sunt atavice. Deci n-aș spune că am inventat ceva făcând asta. Probabil că de 70.000 de ani Homo sapiens tot face chestia asta. Exclude ca să poată împrejmui. Dar, odată ce marile probleme de subzistență au fost rezolvate în Occident, eu zic că putem să construim o teologie ca paradigma a unității științelor. Ea nu va fi dictată, nu va fi decât impusă intelectual. Deci, atenție, ori creștinismul organizat produce suficient geniu pentru că această sinteză visată de unul ca mine și alții să se impună de la sine, nu să fie impusă, să fie suficient de sofisticată, de înălțată, de competentă, inclusiv prin colaborarea unor vârfuri științifice. Nu doar în științele omului, în științele tari. Avem savanți care mărturisesc creștinismul, avem savanți în toate domeniile științifice care nu neagă. Toate aceste forme de, de mărturisire
sunt resurse care trebuie să ajungă în același loc. Vom reuși să le aducem în același loc prin comportamentul, prin opțiunile noastre inclusive, prin efortul nostru de gândire sau nu. În orice caz, ce aș vrea să remarc apropiindu-mă poate de finalul acestei expuneri este că e un mare păcat la creștinul contemporan această grijă de viitorul bisericii. Ne-am pierdut dimensiunea providențialistă. Considerăm că Dumnezeu, deci l-am pensionat, l-am reificat, e deja idol. Un idol inactiv, un Deus Ociosus, care, într-o formă sau alta, ne face probleme, ne-a complicat agenda. Trebuie să fim noi mult mai activi ca să... Ori asta este o greșeală de fond. Pentru că a nu înțelege că suntem partea unui întreg care pur și simplu ne transcende capacitățile intelectuale, analitice, proiective, profetice, care are o dinamică pe care nu trebuie să o cunoaștem. Nici nu e cazul. Nu trebuie să forțăm chestia, să pretindem răspunsul. Ce faci, Doamne? Ce faci? Că uite, situația pare destul de crispată. Și aparent ne-ai abandonat. Asta e apostazia practică. Deci, exacerbarea tonului apocaliptic se termină creștinismul poimită. E pe ducă. Urmează, în primul rând, că e incompetentă istoricește. Pentru că oricine a studiat fenomenul religios știe că o religie nu se fabrică. Dacă s-ar fi fabricat, religiile politice din veacul 20 ar fi rezistat vreo 1000 de ani, măcar. 1000 de ani la scara timpului nu înseamnă mare lucru. S-au prăbușit în decenii. Nu se poate substitui. Nu? Deci nu, nimeni nu poate să facă o religie nouă din orice. Ați văzut foarte bine că s-au încercat cu Bahai sau cu Sikh sau cu tot felul de sinteze ale monoteismelor, tot felul de formule care să depășească clivajele printr-un bricolaj așa supraconfesional, intermonoteistic și n-au mers, n-au suflu, n-au viață, n-au capacitatea de a face prozeliți, sunt niște bizarerii de nișă, cu o viață scurtă, din punct de vedere istoric. Ca și genonismul sau, în fine, alte unitate a transcendentală religiilor, toate aceste forme de pseudo-universalism care nu înțeleg că odată întrupat într-o persoană, chestiunea dialecticii între local și universal e complet răsturnată. Localul e mai important decât universalul, într-un fel. Pentru că el nu poate fi, universalul nu poate fi de atins decât personal, în persoana respectivă, nu în ceva sau în... Bun. Deci, să fim totuși, să lăsăm, nu totuși, să nu fim concesivi cu Creatorul. Să nu fim, să nu-i atribuim o lipsă de fantezie care ne caracterizează. O comoditate care ne definește. O obtuzitate și o limită în cunoaștere care iarăși este exclusivă noastră. Nu trebuie să ne închidem la logica miracolului și nu trebuie nici să avem pretenția că trebuie să știm ce urmează. Pentru că nu așa funcționează această alianță cu Dumnezeu în istorie. Nu e o chestie, un contract cu toate clauzele la vedere și noi trebuie să verificăm în permanență fiecare paragraf, dacă e regulă, dacă cum am fost luat pe sfoară, dacă scenariul proiectat de noi se confirmă în detaliu sau nu așa funcționează lucrurile. Deci aici un pic de smerenie, de optimism profetic, de încredere în lucrarea lui Dumnezeu care ne înglobează deja. Eu poate sunt într-un colț al planetei un tip care punând un puzzle de elemente din propria istorie intelectuală a încercat să ridice un colț de draperie. Atâta tot. Deci asta e o chestie
care se adaugă la capacitatea noastră de a face ipoteze. Însă, vă întreb, am sau nu dreptate pe fond de ce v-am spus? Vedeți lucrurile diferit? Aveți un alt sentiment dominant? Mi se pare că modul meu de a teoretiza și pune în pagină chestiunea creștină ca mărturie în viața imediată e pertinent? Aici vă las dumneavoastră și întrebările și răspunsurile. Mulțumesc! Mulțumim mult! Într-adevăr, o serie întreagă de întrebări au fost publicate. Marca unui intelectual adevărat este tocmai aceasta de a ridica întrebări și de a nu da răspunsuri prefabricate. Cred că am și foarte bine lucrul acesta. Suntem care l-aș scoate în evidență rapid, pornind de la mărturia principală, originală de care ai pornit, mărturia personală, nu am putut să nu mă duc cu gândul la definirea religiei ca fiind ideea aceasta că ești dominat, you're seized by power. Ești preluat de power, nu inventezi tu nou conceptul, nu ți-o construiești, ci ești dominat. Amintesc că inclusiv Jung a fost întrebat, credeți în Dumnezeu? Și le-a spus, eu cred, cum să cred? Eu nu trebuie să cred, eu știu. E un dat, e un lucru care nu am cum să-l discut despre el ca fiind o chestie de credință. Este un fapt, este un... și mai apoi alții au William spuneți, exact așa religia, să fii preluat de o putere mai mare decât a ta și o putere din aceea care face astea Domnul. Aș trece prin întreaga mărturisire, pentru că ce s-a întâmplat aici a fost de fapt o mărturisire continuă, de la punctul acela de început până acum. Și aș scoate în evidență, în mod cert, dimensiunea aceasta fundamentală a creștinismului, și anume ideea că este o religie care caută calea cea dificilă a unirii lucrurilor diferite decât calea facilă a separării. Deci ideea aceasta de și sau, este excepțională și, iarăși, din perspectiva mea, atât de adevărată. Este mult mai dificil să cauți unitatea prin incluziune, decât a căutat unitatea prin excluziune. Toate ideologiile politice, toate religiile politice nu au făcut altceva decât să definească totul din perspectiva excluziunii. Gândiți-vă doar la ridicolul în care a intrat marxismul, punându-ne să ne îmbrăcăm la fel, să nu purtăm barbă, să nu avem părul lung, bărbații. Până acolo s-a mers la ideea de a exclude ceea ce nu este ca cel care decide linia. Și aici e o discuție lungă între arhitecții moderni și postmoderni, exact pe tema asta. Modernii spuneau less is more. Și a venit Venturi și a spus less is a bore. Da, deci mai puțin e plictisitor, e nerealist. Un element care l-aș scoate în evidență ar fi și care l-aș adăuga la tot ceea ce ai spus, dar el a fost un fir roșu în fața prinsea tot ceea ce spuneai, este exact ideea aceasta că esențialul creștinismului este construit pe vulnerabilizarea de sine. Dacă ne uităm la ce înseamnă actul cristic, este un act nu de preluare a puterii în forță, ci opusul de cedarea tuturor puterilor, adică de derogare de toate puterile. S-a golit pe sine atât de tare încât s-a făcut rob, și nu orice fel de rob, ci un rob care s-a dus până la moarte. Și tocmai această chenoză, tocmai această coborâre, vulnerabilizarea de sine a avut consecința înălțării. N-a fost invers, nu a venit cu sculele de putere, cu armele, cu imperiul, cu preluarea politicului, cu construcția politicului într-un proiect religios. S-ar fi protejat mult mai bine dacă prelua Imperiul Roman și îl transforma într-un Imperiu creștin și după aceea se proteja foarte bine. A fost experimentul, nu știm cât de... A fost esențial, exact cum spuneai, a fost un experiment necesar, într-un fel. Am văzut ce înseamnă să încercăm așa ceva. Și nu știu cât de satisfăcător e încă răspunsul acesta. Hristos a venit exact invers. A venit exact pe forma aceea de renunțare la orice prerogativ, pentru că mai poți să fie înălțat, nu el însuși, nu prin el însuși, ci de Tatăl. Ăsta este marele poem din Coloseni, nu? Și din Efeseni. Teologii bibliștii sau apoteze, nu mai știu exact unde s-a coborât pe sine, până la moarte și încă la telecurge. Filipeni. Nu sunt primul niciodată. Nu vreau să preiau aici, avem o mulțime de oameni aici care sunt convins că cu toții gândim aceste subiecte, ne frământă și aș vrea să deschid discuția pentru cei din sală.
Aș, stilul meu de lucru și cu studenții și, și aici este să încurajez mai întâi tinerii, oamenii care, care sunt căutători în sensul acesta și după aceea să, să invit seniorii și oamenii care știu că sunt în sală și suntem mulți, sunteți mulți. Seniorii să cam lungesc. Seniorii să cam lungesc. Mulțumesc. Nu, glumesc, glumesc. Nu. M-ar interesa părerile celor mai tineri din sală, întrebări, comentarii pe, pe ceea ce s-a discutat în primul rând și după aceea trecem la partea celor mai vârstă. Acum, de tine, cine se simte atât? Exact, aici am greșit. Aici am greșit. De stare de spirit, exact. Nimic din partea audienței mai tinere? Haideți că sunt convins. La un moment dat, logica miracolului. Ce ați vrut să spuneți? De obicei, miracolul sfidează logica. Dar are o logică. Demonstrează ceva, deschide, trece mai departe, la mai adâncime, îți dezvăluie o dimensiune pe care o ignorai sau care nu te încredeai. Deci, nu mi se pare... Dar poate că e un oximoron deliberat. Bun. Am vorbit și eu biblic. Alte întrebări? Discursul dumneavoastră mă găsește pe mine într-un moment de căutări, dar la un discurs despre prezența creștinului în cetate, mă așteptam la ceva prescripții, indicații, ceva foarte complet specific. Am fost cumva umilit, smerit, de o perspectivă, să zic, poate mai rafinată, în care propuneți să-i dăm lui Dumnezeu credit, să avem încredere în El, să fim competenți, dar nu defensivi. Totuși, sau și, acceptând această finețe, acest rafinament al gândirii, totuși niște aspecte practice sau concrete, lucruri pentru, nu știu, un tânăr ca mine, niște îndrumări poate mai, da, mai concrete, dacă în câteva cuvinte ați fi dispuse. Tot ce am spus nu schimbă cu iotă relevanța pentru creștina Scripturii și în cazul bisericii mele, a tradiției așa cum s-a constituit ea pe baza patristicii. Nu vă rușinați de Hristos ca să nu se rușineze nici el de dumneavoastră ca urmașa lui. Deci, prescripția e subînțeleasă, e de bun simț. În ciuda contextului, oarecum ostil, gata să caricaturizeze, să pune etichete, să stigmatizeze chiar. De ce l-a putea stigmate? Nu în sens trupesc, ci pur și simplu de ce nu ne-am asumat, că e un mic disconfort. Până la urmă, creștinismul a produs scandal non-stop, pentru că nu se încadrează în logica scripturii, pentru că nu confirmă puterile constituite, pentru că dislocă mereu ceva și propune paradoxuri care provoacă simțul comun. Nu? La primul rând la gândire, la reacție, la adevare. Ideea că Hristos ne-a spus în Evanghelie esențialul și că urmarea Lui presupune pe cât posibil și încercarea de a compara ce trăim cu ce a trăit El. Când mă apucă complexele de persecuție și mă simt bandrâne, soția mea spune, nu, păi stai puțin, dar cu cine compar cu ce? Micile tale necazuri. Deci pune-le în perspectivă și nu le mai dramatiza și nu le dau o semnificație care le anulează în sensul spiritual. Deci e foarte limpede că al avea pe Hristos în fața ochilor, așa cum apare sugrăvit în tablou evanghelic, este și un îndreptar de viață. Adică îți permite imitația Christi trebuie luat și literal. Nu doar ca o soi de alegorie pioasă. Ai obligația să spun ce a făcut Mântuitorul în situații
E, și această kenoză, într-adevăr, care văd că e un concept ecumenic deja, e ce ne așteaptă și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Atunci sunt tare când sunt slab. Această formă de întărire prin renunțarea la pretenții puternic. Și asta nu te duce la depresie și creșcăială, ci te încarcă cu o energie pe care toți am trăit-o când am avut o secundă de smerenie autentică. Când am simțit că nu se termină totul cu noi, că intelectul nostru e limitat și că această conștiință a propriei vulnerabilități și fragilități ontologice și existențiale este o sursă paradoxală de tonus, de forță care revine în tine, pentru că dacă până și nu spun o nuanță concesivă, dar iată, doctrina într-un fel cea mai apropiată de creștinism sau stoicismul, recomanda în primul rând chestia asta, să faci deosebirea dintre ce depinde de tine și ce nu depinde de tine. Și ai să vezi că brusc întreaga lume se organizează altfel. Și ai în momentul în care nu îți supraestimezi raza de acțiune, tot ce ține de iluzie, de fantasmă, de... dispare. Și ești dintr-o dată mult mai bine pe picioarele tale, pentru că ți-e foarte limpede. Treaba asta nu depinde de mine. Nu? Ce v-am spus eu este un vis teologic, poate un pic așa, că intelectualii sunt puțin eretici. Asta este. Ei au o dificultate cu ortodoxia, dar ortodoxia e suficient de bună ca să acomodeze treaba asta, considerând că și fermentul ăsta are un scop. Nu e pură fandoseală. Dacă ce am spus eu nu este ceea ce trebuie să faceți de mâine, că nici eu nu pot să fac și nici altul de aici. Este o microviziune care... Deci nu e o chestie care să vă complice subit viața, care oricum nu e simplă. Dar dacă ați reflecta puțin la cele spuse despre creștinism și mărturia creștină, poate că vă va ajuta să îl urmați mai fidel pe Mântuitor. Nu. Așa. Foarte bine a pus problema tânărul avocat. Alte întrebări? Comentarii? Dacă nu deschid drumul profesorilor noștri, colegilor noștri, grupa mare. În impactul și la momentul aici, Ernest, eu artilerie grea, Claudiu Mesănoș. Vă rog. Te rog. Aș vrea să întreb, ce părere aveți despre Iisus, văzut la sectar și urmașii lui? Omul care a zis, vină după mine, sau veniți după mine, doar după mine, este destul de radical, destul de exclusivist. Da? Simt că, știu, ați lărgit prea mult. Adică, nu știu unde e granița. Da, strânge și are ce și ce. Tot Mântuitorul a zis, calea este cam îngustă. Și sunt puțini cei care o află. Și cred că intelectualul rasat, sau de orice categorie, ar trebui să-și dea silința să transmită ideea aceasta. Zic eu, comentați. Faceți ucenici. Nu susțin contrariu. Nu am spus că mergem pe un bulevard. Mie mi se pare că lărgind spectrul conștiinței problematice cu care ne confruntăm, dăm peste cea mai îngustă dintre cărări. Dar și aceea e inclusivă, nu e exclusivă. Nu este un podeț pe care niște prealeși sunt înscriși prin naștere. Ci e totuși o aventură a libertății asumată cu gândul la prețul mântuirii, la costul ei, la morfologia ei, la riscurile ei. Nu aș spune că tocmai Iisus Hristos n-avea nevoie de Sfântul Pavel pentru a ne convinge de universalitatea
venirii sale și a mesajului său, pentru că postura în care ni se arată nu poate fi decât universală. Nu poate include decât un dialog pan-man. Nu are cum să fie mărginită nici la o etnie, nici la o categorie, nici la o anumită formă de... Deci nu e o contradicție între ce am spus eu și sentimentul nostru just, că într-adevăr calea e îngustă, nu intră toată lumea. Pe de altă parte, e o temă de apologetică și de misiune astăzi. Ne e tot mai greu în fața lumii, atunci când mărturisim crezul nostru, să nu cădem în puțin sau mai mult, explicit sau implicit, conștient sau nu, în erezia tipic intelectuală care salvează tot bunătatea divină prin apocatastază, deci prin ideea restaurației. E greu de vândut iadul medieval dantesc. E greu de răspuns. Și nu suntem primii creștini care se întreabă ce e cu moartea copiilor, nevinovați, ce e cu cancerul la copice. Toate lucrurile astea trebuie acomodate și psihologic, și misionar, și pastoral, și teologic. Nu că am schimbat ceva din datele majore ale tradiției, dar mi-e teamă că ideea că restul lui Israel se mântuiește și eu fac parte din el, e puțin prea comodă. Adică nu riscă să mă arunce în inautenticitate. Și eu personal țin foarte mult la autenticitate. Prefer să fiu răstălnăcit, să fiu făcut incompetent ca teolog amator sau să am un statut epistemic difuz, dar să mă simt, eu sunt autentic pe cale, pe calea căutărilor mele. Prefer să am acest sentiment necesar ce mă privește, că nu devin manierist în discursul meu despre spiritual și nu, nici nu sunt profesional, nu dau lecții, nu vă spun, nu spun nimănui, uite cum stă treaba. Această deschidere, această parte de necunoscut, această, să zicem, dimensiune unde nu mă mai pot exprima, pe mine mă confortează mai mult decât convingerea că sunt de partea bună a baricadei, că în genere sunt foarte noroc. Gândiți-vă că vorbiți cu un creștin ortodox. Și tocmai asta le spun fraților mei din Biserica Ortodoxă când ne întâlnim. Pun într-un cadru mai larg care dintr-o dată ne ajută să ne sperim, într-un fel. Le spun, iată, noi suntem majoritari în statul român, dar reprezentăm 12% din lumea creștină și 4% din umanitate. Teribilă baftă am avut. Deci ne-am exact născut în procentul optim. Deci, asta e. Trebuie puțină smerenie autentică în fața misterului care ne copleșește, mai puține certitudini în sensul ăsta agresiv misionar. Trebuie să nu să devenim relativiști, etc., ci pur și simplu să dezvoltăm în noi simțul misterului. Și asta nu se poate face decât ducându-te spre marginile efective ale propriei inteligențe critice, cultivând luciditatea hermeneutică, văzându-te și de sus în situație, deci nu lăsându-te purtat mereu de ce ți s-a spus, de ce se spune în general, de ce se așteaptă de la tine așa formal și așa mai departe. Mie îmi plac oamenii vii în sensul despre care vorbesc. Da, ce îmi place deci, nu contează prea mult. Și e limpede că nu e o pledarie pentru everything goes, totul merge. Cred că e mult mai, mult mai mult decât atât. Doresc să Krapinski, da. Eu mă bucur foarte mult că sunt aici în mijlocul dumneavoastră și că am ascultat pe domnul Tăvăr Bartolovski.
Este într-adevăr o mărturisire, mă gândesc ca un intelectual cu spirit, m-a spus și dumneavoastră. Este cum l-am perceput eu și cum rezolvez acest discurs cu discursa persoana pretea, să-mi descriu într-un limbaj cu fenomenologiei existențiale. La o anumită experiență, vârstă și studiu și ajungem, cred, trecând prin experiențele reflexive care sunt sublimări reflexive ale experiențelor de viață, multiple experiențe de viață, amarnice, amare, febrile, dulci, fierbinți, pe tot soiul. Se pare că, sau credem noi, sau am dorit să zicem că ne înțelepțim pe măsura ghioceilor din ce ne prindă pe jurul nostru. Și așa am perceput, ca pe un distins intelectual, cu o generație mai tânără ca mine, dar care, într-adevăr, nu întâmplător a spus, atinist stoici, și l-am amintit pe loc de Marc Aureliu, ce de toate noi. Mintea este a noastră, cultivă-ți mintea. Dincolo de mintea captivă, prin cultivarea minții. Deci, primit la dincolo de mintea captivă, la ce sunt Miloș, un alețul rezistent, dizident, literat și premiul Nobel, care asta a făcut și s-a luptat și a depășit idolii, tentațiile religiilor civile, pentru că socialismul, comunismul este, are o anumită seducție prin justițialismul social și o anumită vârstă și în contextul polonez, imediat postveric, cu totul specific, era pe undeva de așteptat, dar a mărturisit la câțiva ani de pactizare cu regimul, că își mărturisește că deja cine are curajul acesta. Din confortul oferit de regimul respectiv, să se dezică de el și să-și recunoască culpa, să-și o asume. Apropo, faibilitatea de care spune. Asumarea faibilității este, în fond, hai să mențin așa, orgolios, intelectualist, pariul nostru, folosesc un termen de stat, dar este smerenia noastră, în fond. Ca să ne exprim mai cinstit. Deci, am plustat discursul, cu-i discurs, e o mărturisire, ca spusele unui intelectual onest, legitim, justificat, așezat pe experiențele sale, multiple, și în măsură să spună ce are de spus și deschizând celorlalți mai bine o posibilă experiență, o posibilă cale, fiecare urmându-și calea sa, o posibilă și nu-i prea corect spus asta, e o posibilă tare, sugerând propria experiență, propriile căutări, ca pe perpază de încercări, pentru oameni, sugeți și asta este un discurs mărturisitor al intelectual așezat, al ziluicii de mulțumit de sine, care merge mai departe și nu depășirea de sine. Pe cale. Pe cale, depășirea de sine sau pe sperenie să depășește pe sine. Marele sine, atât cuprinzător, donator de sens. Fenomenologic să mă exprim. Mulțumim, domnule Săl. Cei care îl urmăriți pe... Mulțumim. Cei care îl urmăriți pe Teodor Makovski pe Facebook, veți vedea tot ceea ce a spus aici și veți vedea limpede, foarte puternic asumat rolul de misionar creștin. Nu-l recunoaște, nu-l spune, nu-l face probabil în ideea aceea de a fi misionar creștin. Îi face la autenticitatea exprimării naturale a ceea ce gândește. Dar vedeți acolo multe, multe lucruri care pe mine... Eu de multe ori spun, wow, n-aș fi avut curaj să scriu ce spune Doru acum. Mărturii curate, limpezi, fără echivoc. Să n-ai carte de vizită, să fii puțin incognito. Exact. E minunat. Alte comentarii, dar vreau să vă spun. Spune. Vreau și eu să te intervin puțin. Mă gândesc la faptul că
Hristos este Mesia, e unsul lui Dumnezeu, e fiul al lui David, așa era așteptat și în curând vom sărbători intrarea Domnului în Ierusalim, când a fost întâmpinat cu strigătul Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului Împăratului Israel. Sigur, după arestare, Pilat îl întreabă, ești un împărat? Tu spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dar Domnul zice, la un moment dat, zice, bine zici tu că eu sunt împărat. Cei care l-au condamnat la moarte, l-au condamnat tocmai pentru, mă rog, mai întâi elita judaică, pentru că el declarase explicit și implicit că este Mesia, ceea ce nu au putut accepta. Și atunci l-au provocat pe Pilat, zicând, dacă nu îl condamn pe acesta, nu ești prieten al împăratului. Și el zice, nu avem alt împărat decât pe Cezarul, elita iudaică. Pe de altă parte, masele, să zic așa, în momentul în care Pilat vrea să scape din dilemă, gândindu-și că există obiceiul de a elibera un condamnat la moarte, masele instigate îl aleg pe Barabas. Barabas, zicem, revoluționarul, teroristul, luptătorul pentru libertate, cum vreți. Deci, pe de o parte, elita redignală, nu alt împărat decât pe Cezarul, mulțimile îl aleg pe Barabas. Și o minoritate speriată fuge, rămâne Maica Domnului și Ioan, Mântuitorul pe cruce, care, sigur, se golește pe sine prin chenoză, dar el rămâne cel care este, moare, coboară în iad, unde propovăduiește duhurilor aflate în închisoare, e biruitor asupra morții, a diavolului, învie și se înalță la cer, de unde trimite Duhul Sfânt asupra apostolilor, care astea sunt trimiși. Și trimiși fiind, ei cuceresc Imperiul Roman, nu cu forța armelor, ci cu forța cuvântului al Logosului, sigur, smerindu-se ei pe sine, fiind măcelăriți, în caz de lei în arene și așa mai departe, dar smerindu-se pe sine, totul creștinismul cucerește Imperiul și avem Imperiul creștin. În acest context, vă invit să ne reamintim ultima ispitire, când diavolul aduce pe Mântuitorul pe munte înalt, îi arată toate împărățiile lumii acestea și strălucirea lor și pretinde. Mie mi-au fost date și eu le dau cui voiesc. Dacă mi te vei închina, mie toate ale tale vor fi. Și Mântuitorul zice, piei satană, căci scris este Domnului Dumnezeului tău să te închini numai lui să îi slujești. Diavolul pretinde că împărățiile lumii acestei au fost date lui, în niciun caz Dumnezeu nu le-a dat, dar e posibil ca noi să îi le dăm, în loc să le dăm lui Dumnezeu, dar cum le dăm? În măsura în care noi înșine mai întâi personal intrăm în împărăție, că împărăția lui Dumnezeu este, în primul rând, e un eveniment personal, iar e în noi și între noi. Dar dacă noi suntem cu adevărat sare și lumină în această lume, această puțină frământătură, după cum am văzut în istorie, a făcut să dospească nu numai Europa, dar practic toată lumea dospește, să zic așa, de creștinism. Totuși, modernitatea, după părerea mea, în principal, a fost o mișcare de secularizare, o mișcare uneori explicit, alteori implicit anticreștină, cetatea s-a secularizat, se secularizează în continuare, iar acest secularism mi se pare că este unul indiferent în raport cu creștinismul, mi se pare evident că devine tot mai ostil, propunând alte valori care sunt nu mai anticreștine, incompatibile nici cu iudaismul, nici cu islamul, niște
valori care vin în răspăr cu tot ceea ce am avut până acum, în acest context. Sigur că, pe de o parte, nu putem să rămânem într-un ghetou liturgic, pe de o altă parte, nu este vorba de o cucerire revoluționară a puterii în stil marxist, dar nici nu e cazul să cedăm, adică știm, spuneați că nu știm ceva, știm totuși din Apocalipsă, care e o revelație, o descoperire, știm și nu știm ce va urma. Dar în acest context, noi ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia, cine să facă voia lui Dumnezeu, dacă nu noi? Deci avem o responsabilitate și trebuie să știm sau să fim preocupați să știm eu, prin ce am eu de făcut acum, aici și acum, în acest context, pentru că totuși mântuirea este una sinergică și Dumnezeu lucrează prin noi. Sigur, fiecare la locul lui, într-o anumită măsură, dar toți avem o responsabilitate și întrebarea este, da, într-adevăr, cum mărturisim noi în cetatea seculară acum, nu numai prin cuvânt, desigur, dar și prin, da, prin act. Păi, facă-se voia ta este porunca iubirii pusă în practică cu amintirea evidenței că nu poți să-i ceri niciodată altuia să fie martir, deci mărturisitor, sau să facă ce trebuie. Trebuie să facem pe cât putem noi, ca să dăm acest exemplu. Fără această pildă iradiantă, cred că și misiunea apostolilor ar fi fost cumva îngropată în vastitatea lumii căreia ei se adresau. Deci eu nu am spus nici o secundă că... Da, trebuie să... Tocmai am zis că trebuie să nu ne rușinăm de Hristos, să mărturisim fără... Dar fără joc de putere. Da, și fără să facem... Deci să nu ne punem problema că creștinismul trebuie rebrăluit ca să devină simpatic sau să... Nu, să idolatrizăm. Tot ce înseamnă reificare, chiar credința în Dumnezeu poate fi reificată. Deci aici nu văd... Sigur că avem obligația de a mărturisi, dar să o facem personal. În libertate și autenticitate. În momentul în care fiecare face asta, fără să uite ce nu face el și să pretindă mereu celorlalți să facă sau să-i certe că nu fac, uitând că el însuși nu e neapărat campionul, nu? De pildă această poruncă infinită, porunca care, în ce măsură ne definește? O respectăm cu adevărat? Am reificat și creștinul ca civilizație și imperiul imanent, chiar mă gândeam când ați pomenit de Imperiul Creștin post-Constantinian. Păi cum rămâne cu Imperiul, împărăția mea din lumea aceasta? E înăuntru lor, dacă căpătat, iată, o formă politică devenită ca atare, care a rezistat 1000 de ani, dar în ce măsură asta corespundea eschatologiei cristice și apocalipsei pe care o citați. Sunt întrebări. Eu nu cred că, tocmai, noi ne comportăm ca și cum idealul ar fi, aici vorbesc, că îmi permit să vorbesc despre noi ortodoxii, părinte, ca și cum idealul ar fi o împărăție creștină politică, văzută, omogenă, și în care toată rânduiala de tip bizantin e în picioare, funcțională și nu e pusă în criză de nimic, de niciun fel de... nu e chestionată, nu e... Eu nu cred că trebuie să ne imaginăm un creștinism perfect sau un creștinism împlinit, realizat, în acești termeni. Asta poate e și momentul în care intervin și spun, părinte, dar îmi permit să spun, suntem un grup aici de reflecție teologică-politică și părintele Silviu este partea acestui nucleu, un foarte mic, care începe acum să prindă contur și, în mod deliberat, vreau la acest moment să vă invit pe toți cei interesați să discutați cu mine la sfârșit, poate vă adăugați și întărim un pic grupul acesta de reflecție.
Ne întâlnim periodic, citim texte fundamentale pe istorie, teologie politică, teologie politică și încercăm să vedem, poate scriem niște white papers, cum se zice, noastră, de ce, cum se trăiești, dar glumesc că nu faci trăiești. Scrieți și eu mai ce scrie, dacă nu am luat nicio. Dar cert, am uitat să vă zic o chestie. Cât v-a șocat, de exemplu, numărul mare de creștini asumați, declarați, care au jubilat la moartea lui Hopi. Da, cât aberație a făcut și pe internet. Deci, bă, pur și simplu, m-a lăsat... Și așa, sunt apropiați. A, deci ateul s-a întâlnit acum. S-a întâlnit acum. Dumnezeu a văzut el acum că în sfârșit are cu cine să întâlnească. A fost respins și a aruncat în fundul iadului și nu știu. Porunca iubirii în acest gen de exegeză sau de necrolog, evident, nu mai izbește. Deci... Profesorul Bar de la Cluj, un autor care scrie, știți vorbim dar care scrie mult din perspectiva creștină. Da, sigur, m-a provocat într-un fel. Până la urmă, toți agonizăm. Interpretări. Da. Pavel însuși a agonizat. Până la urmă, asta este credința, o agonie, o luptă. E lupta cea bună, e adevărat, sau pentru el a fost lupta cea bună și pentru noi. Reamintesc de o afirmație a lui Miguel de Unamuno din Agonia Creștinismului. Dumnezeu a creat, s-a jucat creând lumea, sau a creat lumea jucându-se și a abandonat-o jocului și interpretărilor diverse. Toți putem să avem propriile noastre interpretări, totuși trebuie să acceptăm că există niște certitudini. De pildă, cine este Iisus Hristos. Nu putem relativiza lucrurile, deși percepțiile pot fi diferite. Până la urmă, ce este creștinismul? Este învățătura lui și despre Iisus Hristos, în care creștinii identifică Logosul întrupat, Fiul lui Dumnezeu, Mesia și așa mai departe. Totuși, sau dacă preferați un termen folosit, poate inspirat, cred, folosit de Erasmus de Rotterdam, filosofia lui Hristos. Creștinismul este filosofia lui Iisus Hristos. Un termen de filosofie în sensul bun al cuvântului. Un termen care a fost o sintagmă care a fost reluată recent într-o carte superbă a unui autor francez, Frédéric Lenoir, foarte cunoscut de altfel, specialist în sociologia religiilor, autorul unei cărți care se numește Le Christ Filosof. Hristosul Filosof. Mâine voi vorbi despre asta, nu vreau să intru acum în filosofia lui Hristos. Ce vreau să spun este că miza mare este, până la urmă, identitatea lui Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Pentru creștini și pentru ceilalți. Dacă nu răspundem la această întrebare, riscăm să împingem lucrurile dincolo de... Aici și am o linie roșie. Da. E crezul liceu constantinopolitan, pe care eu asum că de plinătate suficientă a adevărat și dogmatizat. Și pe de altă parte, nu mă pronunț în niciun caz pentru o privatizare a Hristologiei. Deci fiecare cu Hristosul lui. Nu! În niciun caz. Și nu sunt deloc impresionat de Hristosul filozof, de Hristosul simplu pedagog al umanității, de toți Hristosii de secol XIX, reinventați și rescriși de tot felul de teologi. Deci avem cel de raiați. Da, mă refer. Deci dacă... Mă refer sigur, asta credința eșuează. Bineînțeles, dar Imperiul e personal. Ce asta să spun. Dar nu suntem în bătălia unor narațiuni. Și asta e o capcană. Deci, narațiunea creștină și-a diminuat puterea de seducție în marea baie postmodernă de narațiuni concurente și trebuie să-i facem un lifting. Nu. Creștinismul e relația personală cu adevărul întrupat. Deci această aventură nu are o... Nu încape într-o narațiune, nici măcar în cea evanghelică, pentru care e departe de a epuiza întrebarea cine este Iisus Hristos, să recunoaște acest lucru. Dar nu
Întrebarea pe care aș vrea să vă pun, nu, că aveam o întrebare de fapt, decât că introduce întrebarea, aș vrea să vă pun în ultimul deceniu jumătate, a circulat insistent prin Europa termenul de cristofobie. Este un termen pe care știm, l-a introdus un evreu practicant, profesor de drept la Universitatea de Stat din New York, Joseph Weiler, în cartea un Europa Cristiană, după refuzul artizanilor Tratatului pentru o Constituție Europeană de aia. Știm cum se povestea. A fost preluat de George Weigel, cel care a scris probabil cea mai bună biografie a Papei Paul Ioan al II-lea. Întrebarea mea este și vehiculat în diverse medii. Ca unul care ați făcut și diplomație și care cunoașteți, cel puțin spațiul european, cu siguranță știți mai bine decât mine, care, mă rog, am umblat mai puțin și am în Europa, cât de cristofobă, în mod real, vi se pare. Cristofobia e clar, e veche, o știm din Biblie, apare deja în Evanghelie. A fost anticipată de Simeon, credinciosul din Ierusalim, ca fenomen cristofobia, ca termen este relativ recent, cum spuneam. Eu mă pregăteam chiar să scriu o carte și am scris mai multe lucruri pe tema asta. De ce se tem europeni de Iisus Hristos? De ce se tem mai mult decât americani? Sau poate nu se tem mai mult. Este o întrebare. Cât de reală vi se pare această cristofobie? În Europa, cel puțin. E mai puțin întinsă decât mi se pare. Eu consider că e amuzant de apostazie pe occidental, pentru că avem încă probleme de occidentalizare. Și un pretext facil, care nu corespunde realității trăite de mine 7 ani jumate în Franța, 3 ani jumate în Italia, în Portugalia, în multe alte țări traversate, văzute, unde, ale Occidentului, asta bine, unde există indiferentism, celebru belonging without believing, dar cristofobie e mult mai restrâns, deci mai degrabă la niște medii și niște toate mesaje, academia și destul de nu regăsește în societate chestia asta. Mai degrabă e uitare. Este inerență. Nu mai nici nu mai realizăm că suntem creștini, cum am apucat să spun. Deci că, sau în ce măsură putem fi decât creștini. Dar cristofobie militantă, agresivă, nici nu e democratică, ci în fond mai avem democrații funcționale. Nu prinde. Cu cât de departe poate să meargă ura față de creștini, pentru că sunt creștini. Într-o democrație din UE 2018. Nu cred că poate să meargă prea departe, nu? Nici legal, nici moral, nici social, nici cultural, nici... Adică avem tendința de a hiperboliza chestia asta, totuși. Cazul Butilione. Da. De pildă. Ce este? Bun, acolo e forța corectitudinii politice ca normă. Pentru cei care nu știu puțin da. Cazul Butilione, da, deci acel comisar, sau propus comisar, e creștin practicant și care a avut afirmații împotriva gaylor în privat, după aceea a fost numit comisar și a fost respins întreaga comisie din cauza lui, nu a fost acceptat pentru că a făcut acea afirmație. Și a spus clar că în slujba care intru o să renunț, dar nu o să fac din această poziție mea personală o poziție o agentă publică. Da. Vă dau un răspuns indirect. Trebuie să milităm critic și argumentat contra poliției etice numită și a gândirii și a limbajului numită politica politică. Pentru că a degenerat în mod vizibil. S-a transformat într-o ideologie agresivă de tip totalitar și denaturează însăși democrația. Deci, din punctul ăsta de vedere, toată cazuistica patologică a exceselor PC trebuie să fie în arsenalul
pastoralul apologetic al oricărui creștin sau intelectual iubitor de libertate și de democrație. Pentru că e clar că e un soi de reinventare cu exact ca iadul pavat cu intenții bune, pleacă de la niște principii incontestabile și după aceea instituie incontestabil. Și creează o nouă religie. Da. Ne întoarcem la formarea comunismului, a marxismului. Deci aici e altceva. Dar asta nu e un... Coaliunea politică nu e doar o cristofobie. Are și pretenția de a remodela societatea după un tipar totalitar. Ceea ce mi se pare infinit mai amenințător și dincolo de... Da. Merge total împotriva propriei poziționări inițiale, care spune libertate pentru toți. Da. Pornind de la poziția de facto pe care o numea Silviu când îl cita pe Jung și spunea că toată lumea știa de fapt de Dumnezeu, până la situația pomenită de părintele Silviu, cred că nu este o trecere firească sau accidentală către așa zis la aparenta sau în anumite cercuri cristofobie. Cred că este ceva concertat și nu este doar părerea mea. Sunt anumite forțe care unele... Hai să le numim, hai să le inventariem. Dacă știți că există aceste forțe, de ce să rămână anumite? Să le numim. Păi după felul în care lucrează, se vede ca aceeași ideologie marxistă. Păi nu, asta e o eroare de logică. Hai să vedem despre ce forțe cristofobe organizate, consecvente și cu adevărat periculoase vorbim. Care pot fi numite. La cine vă gândiți? Mi-aduc aminte ce spunea Bukowski, că Uniunea Europeană este o copie fidelă a URSS-ului. Bun, ceea ce înseamnă că mentorii... Asta e un argument de autoritate care nu rezistă. Vă place Bukowski? Foarte bine, dar spuneți-mi cine conspiră pentru distrugerea creștinismului? A masoneria. A marxiste. A masoneria. Nu! Este cel mai ușor răspuns, pentru că nu-l pot spune. Când eram eu în Italia, era șeful de la Rifondazione Comunista, Fausto Bertinotti, nu s-o cunoscut ăla, un comunist dandy, ultra elegant, avea o venerație explicită pe posturi de televiziune față de persoana papei. Comunistul, era reformat, zicea comunismul reformat. Dar nu cred că partidele marxiste sunt auto... există partide de-astea anarhiste, extremiste, nu știu, bigăzile roșii... Dar de obicei n-au treabă cu Hristos. Dar aia vor să dărâme tot. Deci nu anume ceva. Deci, sunt iluminați care sunt prinși de incendiu anarhiei finale. O să... Da. La nivel subtil, în Europa, cei care conduc Europa, nu au pus creștinismul, Constituția în limba Europei. Cum mi se pare? Pentru că domnul Batapievici era indignat de ce. Da. Eu am reflectat mult la chestia asta. Am și scris împotriva, adică am criticat această matură. Dar am ajuns dialectic și la ideea că așa a vrut Dumnezeu. Și că o prezență explicită, constituțională a creștinismului acolo, n-ar fi fost foarte creștină. N-ar fi fost... Adică ce? Însemna brusc că... Impui ceva? Toată lumea... Deci, dom'le, dacă ați dori să vi se spună că nu mai trebuie să fiți în Uniunea Europeană pentru că nu sunteți suficient de creștini, începem să intrăm în geometria variabilă a definițiilor cu care se joacă puterea. Eu stabilesc că nu sunteți totuși suficient de creștini. Și dumneavoastră sau stabil dumneavoastră și poate că... Deci, eu nu spun că putea să fie o literă moartă, un fel de omagiu ipocrit adus la 2000 de civilizație, dar de unde știu eu că nu lipsește de acolo cu voia lui Dumnezeu? Pentru că nu asta era sensul. Ar fi însemnat să bagi din nou
împărăția lui Dumnezeu într-o mașinărie. Cu menghila într-o constituție. Eu am fost atunci, îmi permit să adaug puțin, am fost atunci în câteva cercuri care au fost implicate direct în producția acestui document și care spuneau atunci că unul din argumentele cele mai tari pentru a nu lăsa cuvântul creștinism acolo a fost adus de cineva din interiorul lumii creștine, un cardinal austriac, nu mai rețin numele acum, care a spus că, poate cei de la Roma vă amintiți, a spus că ceea ce este esențial, sigur e o pierdere într-un fel a luptei, dar esențialul major este că spiritul întreg al Constituției este un spirit personalist creștin. Și acum există din nou foarte multe argumente, chiar citeam cu profesorul Boare astăzi la prânz, o lucrare nouă, de exemplu, pe religie și securitate umană, care vine și spune limpede și demonstrat de un japonez, nu are nicio treabă cu creștinismul, nu e religios de niciun fel în creștinism, care vine și spune, este fals să credem că discursul despre universalitatea drepturilor omului este un rezultat al secularismului. Nu. Este un rezultat eminamente al gândirii creștine și nu orice gândire creștină, ci una bazată pe două chestii. Pe învierea lui Hristos și pe har. Am citit cu Vasile și asta spune un japonez. De ce? Pentru că numai în învierea lui Hristos poți vorbi de apariția unei noi identități umane, o nouă umanitate care nu depinde de nimic, e venită complet nou, contingent, nu are spațialitate, nu are gender, nu are nimic, nu are naționalitate. Și al doilea rând, e dată prin har. Și asta e fabulos, pentru că nu m-am gândit niciodată, am făcut teologie și eu sunt teolog, am studiat teologie, nu m-am gândit niciodată că harul, de fapt, este elementul care demonstrează că drepturile omului sunt universale în baza unui dat care nu e meritat de nimeni. E un dat al harului. Și aici e fenomenal cum se răstoarnă toată povestea asta că drepturile omului și universitatea lor sunt un discurs radicalizant, anticreștin. Nu. Sigur, el deschide calea pentru... Aici criticii se referă la transformarea drepturilor omului într-o religie seculară. Mm-hmm. Exact. La idolatrizarea acestor drepturi, care, iată, are nevoie și de o inchiziție. Paradoxul este că, în timp ce Europa se îndepărtează de creștinism, asta este totuși o realitate, putem pune în discuție argumente, chinezii, de pildă, se gândesc să adopte creștinismul ca religie de stat. Da, există. Știu că există cercuri de argumente. Există serioasă, chiar înăuntru Partidului Comunist. Sunt încântați de teza Weberian. Corea de Sud, dar... Corea de Sud, iar e un exemplu. Am mai văzut o mână ridicată, Ernest, în valea... Aceea este în istoria religiilor? Am întrebat legată de recepția mărturiei creștine. Am citit în cartea lui Iosef Ratzinger, Sfântul de Familia, introducerea la Crezul Apostolului, folosește o imagine foarte puternică despre subiectul ăsta. Circul în Danemarca se mută un circ în apropierea unui sat, ia foc. Circul este trimis clown în sat să ceară ajutor. Și el era gata, echipat, fardat și merge la sătenii, dar veniți repede să ne ajutați că arde și circul nostru și să ia foc și satul vostru. Sătenii râd de el și pe măsură ce încearcă să fie tot mai convingător, îi râd și mai tare, pentru că consideră că este reclamă făcută să vină la spectacol. Până la urmă arde și circul și satul. E, și Ratzinger folosește imaginea asta despre recepția mărturiei creștine astăzi în lume. Cum o comentați? Este o afirmare greșită a mărturiei creștine? Eu mă declar incapabil să cartografiez intelectul divin și suma intențiilor inactuale care subzistă în el. Cine se mântuiește și cine nu, chiar nu e jobul meu. Nu am problema asta. Domnul, dar întâlnesc foarte mulți oameni care consideră că e jobul lor. Deci că asta e prima lor. Pe de altă parte, să-mi zică iarăși bibliștii, unde, dacă nu, scuturați brațul de pe sandalele voastre la ușa care nu s-a deschis odată ce ați încercat să... Adică, asta e libertatea umană. Nu știu nici nu pot să pretind că o formă sau un fond strict omenesc și istoric e o garanție suficientă pentru judecata divină în dimensiune eschatologică, dar nici nu pot să spun că
toată lumea se mântuiește orice ar face, pentru că se acceptă asta ca idee, că nu știm, repet, nu putem ști. Și întotdeauna momentul ăsta al Odiene cu Meris in Paradiso, cu tâlharul care în extremism, nu? Este devine însoțitorul lui Hristos, primului companion. Nu? Asta e un moment care trebuie să vibreze în memoria noastră în permanență. Adică să ne dăm seama că e un fragment în acțiune din adevărata logică divină care e inclusivă. Eu, prin inclusivismul ăsta, care nu e relativism și nici încerc să imit un pic și metoda. Pentru că metoda înseamnă punere pe cale, nu? Și e corectă din punctul meu de vedere, așa încât satul ăla chiar a ars în mod necesar. Dacă n-ai discernământ, nu intuiești, nu treci dincolo de aparențe, iei lucrurile de ce se înfățișează și nu ai alte dimensiuni care să caute, să contrazică, să atricească, da, te arzi. Cred că încheiem cu da. Un tânăr. Da. Ce ați răspunde la ipotetica întrebare? De ce să crezi în Dumnezeu în 2018? Întreabă pentru că. Cred în Dumnezeu oricând și oriunde, din egoism, sunt interesat de tema mântuirii. Din altruism, dau seama că nu mă pot mântui singur. Și din căutarea perfect umană a unui sens fundamental dincolo de văzut și de imediat. Asta e răspunsul scurt, dar sigur că e de fapt și cel bun. Excepțională întrebare, excepțional spiritul de a închide seara aceasta. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc din nou lui Doru pentru o prezentare din nou foarte provocatoare. Cu adevărat onestă, aș spune o pledoarie excepțională pentru o viață trăită cu adevărat, cu multă onestitate și în același timp nu o viață ieftină și nu o portare ieftină, ci una sofisticată, așa cum e existența noastră. Vă mulțumesc pentru participare.